Bun găsit! Numele meu este Mircea Barbu și vă invit astăzi să pășim în lumea pastilelor vândute ilegal pe internet. În România, unul din patru bărbați suferă de disfuncție erectilă, o problemă despre care se vorbește mult prea puțin. Timp de câteva săptămâni, echipa noastră a documentat acest fenomen care ia amploare la Cluj-Napoca. Sute, poate mii de pastile au invadat pur și simplu site-urile de anunțuri, iar ele sunt vândute la liber. Am reușit să convingem doi dintre acești vânzători să vină să se întâlnească cu noi în plină zi și să ne vândă aceste pastile ilegale. Urmează Focus NCN. Vă spune ceva numele de Camagra? Dacă nu, aflați că un astfel de medicament, ilegal în România, se vinde pe piața neagră cu 10 lei plicul. Și mai aflați că sute, poate mii de astfel de pastile au inundat Clujul în ultimele luni. Efectul? În cel mai bun caz, o erecție. În cel mai rău, ne spun medicii specialiști, stop cardiac. Folosește medicamentul pentru erecție, poți face stop cardiac. Ați ghicit. Este vorba despre medicamentele pentru disfuncții erectile la care apelează zilnic un număr din ce în ce mai mare de bărbați. Caută soluții rapide și eficiente pentru o problemă despre care oamenii se feresc încă să vorbească. Fenomenul pastilelor vândute fără rețetă medicală pe diferite site-uri de anunțuri online nu e ceva nou. Noi sunt însă amploarea fenomenului cu care acesta se desfășoară, ușurința cu care se pot procura în ultima vreme aceste medicamente și mai ales legislația depășită, care nu mai are nicio legătură cu fenomenul alarmant al vânzării de medicamente ilegale în Cluj-Napoca și în alte orașe mari ale României. Cât ar fi un plic? 10 lei. Timp de câteva săptămâni am testat această piață subterană a vânzării de pastile și suplimente alimentare destinate disfuncțiilor erectile. Ce am descoperit este o rețea de vastă distribuție, medicamente interzise comercializării în România și indivizi care vând cu lejeritate în plină zi aceste substanțe deosebit de periculoase pentru sănătatea bărbaților. Mai mult, unii dintre ei ne-ar fi vândut și picături afrodisiace pe care să le strecurăm pe ascuns femeilor în băutură și apoi să profităm de situație. Totul începe cu o simplă căutare pe internet. Spațiul virtual e înțesat cu site-uri și anunțuri care mai de care mai atrăgătoare atunci când vine vorba de probleme legate de disfuncția erectilă. Conform ultimelor studii, România este țara unde un bărbat din patru suferă de disfuncție erectilă după vârsta de 35 de ani. Stresul, pierderea locului de muncă, lipsa banilor și a siguranței de sine sunt doar câteva dintre cauzele acestei afecțiuni, așa că speculanților de speranțe nu le-a fost deloc greu să pună pe roate o afacere înfloritoare în mediul online cu astfel de medicamente, unele dintre ele ilegale și extrem de periculoase. După câteva căutări, am găsit un anunț care ne-a atras atenția. Pe unul dintre cele mai populare site-uri de anunțuri online, un clujan vindea nici mai mult, nici mai puțin decât Camagra și o făcea în cantități impresionante, de la 50 de plicuri în sus. Imediat ce l-am contactat, acesta s-a arătat dispus să ne vândă orice cantitate, fie ea cât de mică. Alo? Alo, bună! Bună ziua! În legătură cu anunțul de pe cu pastilele. Da, da, spuneți. Am o întrebare, se pot cumpăra numai 50 de plicuri sau pot încerca înainte să iau 1, 2? Păi, puteți și încerca. Dacă veți, de unde sunteți? Din Cluj. Da, puteți și încerca. Și eventual, cât ar fi un plic? 10 lei, nu eu, o sumă. Am înțeles. Păi și unde aș putea veni să iau? Că m-ar interesa să iau pentru seara asta. Stabilim să ne vedem a doua zi într-un cartier din Cluj-Napoca. În plină zi și fără nici cea mai mică problemă, vânzătorul e pe cale să ne ofere un produs care nu poate fi comercializat în România. A pus așa un plic. Perfect. Două. 20 de lei a spus, da, nu? Da, da. Și vedeți. Da, și dacă-s ok, eu iau cam o jumătate, nu iau Să iau una sau să iau... Eu am luat jumate, mie mi-a ajuns. Acum depinde fiecare. Am înțeles. Știți cum și... e? Eu l-am adus din India, că am fost în India și am adus mai multe și mi-a rămas. Da, da, da. Eu și eu le iau. Hai să iau cu ea. Dar n-o să am probleme, adică ceva... Auziți. Cu inima sau... Nu. Cu inima niciodată nu o să ai probleme din cauza asta. Știți de ce? Pentru că așa când... ei se crede 20 de ani. Te crede 20 de ani și dai ca un nebun, sigur că îți scapă inima. Însă ceea ce ne spune individul este complet fals. Produsul pe care ni-l vinde are efecte secundare extrem de serioase, dar pe el îl interesează doar să cumpărăm. Pentru că, slavă Domnului, are de unde vinde suficient.
Rentabilă de 50. Păi încerc și da. Vedem. Și mă sunați și vorbim, bine? Mulțumesc, okay. Sănătate. Sănătate, nu mă vin. Cu o simplă căutare pe internet și câteva telefoane am reușit să cumpărăm aceste geleuri pe care în mod normal nu le-ai găsi în farmacii sau pe piața legală a medicamentelor. Și asta pentru că acest produs Camagra conține o substanță pe care încă Asociația Medicilor din România nu a aprobat-o. Ea este o substanță care nu se poate vinde în mod legal în România. Mai mult, medicii avertizează că această cumpărare sau genul acesta de produse pe care le cumperi de pe internet pot avea consecințe deosebit de grave asupra sănătății. Uite așa, cu doar 20 de lei am reușit să cumpărăm două pastile de Camagra, un produs care nu poate fi comercializat încă în România. Motivul? Substanța activă din acest medicament, sildenafil, este una extrem de puternică, iar medicamentul nu a fost încă aprobat de autoritățile române. Și chiar dacă ar fi vreodată aprobat, substanța activă este aceeași ca în binecunoscuta pastilă de Viagra. Deci oricum nu ar putea fi procurat fără prescripție medicală. Și asta pentru că efectele secundare pot fi dintre cele mai grave. Sildenafilul poate cauza dureri de stomac, halucinații, reducerea reflexelor nervoase și amețeli. În unele cazuri, substanța poate provoca o stare de erecție permanentă, numită priapismus, cu consecințe pe termen lung deosebit de grave sau chiar stop cardiac, adică moarte. Însă pentru vânzătorii de medicamente de pe piața neagră clujană, riscurile medicale sunt infinit mai mici față de profiturile pe care le fac. Evident, profituri la negru, pentru că niciun astfel de vânzător nu-ți va elibera vreodată factură sau chitanță pentru pastile cumpărate pe stradă. Am mers mai departe și am descoperit 10 de site-uri de unde bărbații disperați să rezolve această problemă despre care se vorbește prea puțin în România își pot procura diferite pastile și elixiruri. Printre medicamentele pentru erecție am descoperit și unele cu implicații legale și morale deosebit de grave. Unul dintre cele mai mari site-uri de comercializare a unor astfel de medicamente vinde un produs numit Guarana, care, susțin cei care le vând, au rol de stimulare a organelor sexuale feminine și crește dorința de sex. Mai mult, picăturile sunt dizolvate în orice băutură, fără urme de culoare sau miros. Ați auzit bine. Practic, la un click distanță și un apel telefonic, orice bărbat poate cumpăra picături afrodisiace pe care le poate strecura lejer în băutura unor femei, fără ca acestea să-și dea seama. Practic, droguri pentru viol. După câteva zile de telefoane și tatonări, l-am convins pe un individ să ne vândă față în față un astfel de produs. În centrul orașului, la oră de vârf, acesta își face apariția ținând în mână o pungă banală, în care, după spusele sale, se află un astfel de medicament. Picătura afrodisiace Guarana cu rol de stimulare organe sexuale feminine masculine create din dorința de sex. Așa. Dizolvabil în orice băutură, fără urme de culoare sau miros. Da, asta mă interesează. 68 de lei? Exact. Ai mai vândut? Da, astea sunt... Da, eu știu că i-am mai vândut. N-am folosit niciodată. Nu zic că nu e ok de moment ce le vând. Știu că la Chinese Brush, când au venit astea, l-am dat pe... L-am dat pe limbă, mi-am dat... Serios, să văd dacă se întâmplă ceva. Și merge. Da, nu... Și cu crema asta? Îți dai... Scrie. Ok, scrie, perfect. Deci am instrucțiuni și la pastile? Da, și la pastile. Da. Perfect. Convins că ne-a vândut câteva din produse, acesta ne spune prețul final și se pregătește să încheiem tranzacția. O să iau crema, momentan, și dacă e te sun, bine? Că de pastile nu sunt, am mai luat zilele astea. Ai zis 54, nu? Da. Imediat ce își dă seama că e filmat, individul, vizibil nervos, încearcă să-și găsească scuze. Până la urmă nu e vina lui că vinde produse care ar putea ajuta pe cineva să violeze o tânără la o petrecere sau chiar o minoră. Cel puțin asta susține vânzătorul, fără ca nici măcar să clipească. Le vindeți pe internet și le vindeți, 1, fără factură, fără nimic, și 2, unor oameni care le folosesc și în alte scopuri decât cele, să spunem, etice, adică le folosesc pe minore, pe adolescente, aceste produse afrodisiace pentru a face lucruri mai puțin etice. Știi la ce mă refer? Practic viol și alte lucruri. Și noi facem un reportaj cu camera ascunsă despre chestia asta. Nu o să cumpăr niciun produs astăzi, dar voiam doar să văd puțin cum se întâmplă astfel de tranzacție. Nu știu dacă mai vrei să adaugi ceva sau ceva. Să știi că e foarte grav că oameni cu intenții rele au acces atât de ușor la genul acesta de produse. Nu mă refer numai neapărat la pastile, mă refer la aceste afrodisiace pe care le pot folosi și în situații în care... Convins cu oamenii, pentru că
afară mintea, la alte lucruri. Și nu ai nicio remușcare când vine vorba de... Nu știu. Te simți ok că vinzi astfel de pastile? Pentru că eu vând și oamenilor care au nevoie de așa ceva. I-aș da unuia efectiv ca să mă trebuie să violeze pe care o am. Ok, dar e ca și cum te-ai absolvit de orice vină morală, dar știi că dacă vine cineva și spune că vreau să le dau unor fetițe, le vinzi, cum ai fi, mi-ai fi vândut mie astăzi. Când ți-am zis că unii clienți de-ai mei ar vrea să le pună asta femeilor în băutură și n-ai avut nicio reacție. Din punctul meu de vedere, omul ar trebui să fie responsabil de ceea ce faci. Adică eu ție, dacă nu știu, îți dau o cafea, responsabil îți dau cafea aia, nu vin după și scot ochii, de ce ți-am dat. Așa arată piața neagră a medicamentelor afrodisiace din Cluj-Napoca. Totul se desfășoară în plină zi, fără perdea, la o cafea sau prin cartierele orașului. Nimeni nu se ferește să-ți vândă medicamente ilegale, periculoase și cu efecte dintre cele mai grave. Motivul pentru care vânzătorii sunt atât de relaxați e și pentru că știu că legea din România e depășită de amploarea fenomenului. Singura reglementare din domeniu, o lege din 1998, este mult prea vagă ca acești traficanți să fie cu adevărat speriați de consecințe. Singurul articol sub care pot fi puși sub acuzare dar e da dreptul hilar dacă nu ar fi atât de grav. Articolul 90 din această lege menționează că punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare este ilegală. Frecție la picior de lemn. Tot ce riscă vânzătorii este o dispută legală pe marca înregistrată a medicamentului, nu și pe efectele sale asupra sănătății oamenilor sau a implicațiilor în care aceste produse sunt folosite pentru a viola pe cineva, cum este cazul picăturilor afrodisiace. Până acum, în Cluj-Napoca au existat două astfel de dosare, unul instrumentat de poliție, iar altul trimis mai departe către DIICOT. În acest an, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Economice au soluționat un astfel de dosar în care au trimis în judecată persoane care au fost cercetate sub acest aspect. Așa cum vă spuneam, în acest an a fost soluționat un astfel de dosar cu astfel de comerț ilicit pe piața, să spunem, din mediul online, un alt dosar fiind declinat către alte structuri pentru competentă soluționare. Cu toate acestea, vânzarea continuă, iar riscurile pentru cei care apelează la astfel de produse sunt foarte serioase. N-o spune chiar unul dintre cei mai renumiți urologi clujeni, profesorul dr. Ioan Coman. Când i-am arătat medicamentul cumpărat online, acesta l-a recunoscut imediat. Da. Deci are aceeași substanță activă ca Viagra, să înțeleg. Da. Dacă, Doamne ferește, este un pacient care are o suferință coronariană și folosește medicamente pentru angină pectorală, nitriți, o categorie de medicamente, nitriți, și folosește medicamentul pentru erecție, poți face stop cardiac. Și s-au citat în literatură, a fost și în mass media, acest fenomen mai de mult adus la cunoștința populației, deci n-aș recomanda la nimeni să folosească o medicație de pe internet pentru așa consideră necesar. Deja induce vasodilatație în arterele și vase de sânge care intră în corpul cavernos, niște lacuri vasculare acolo, se dilată și sânge intră în corpul cavernos și mai ușor, după sildenafil, tadalafil, vardenafil, sunt preparatele bine cunoscute către lumea medicală, și apare erecția. El poate apare cam într-o jumătate de oră, o oră, durata lor este diferită, de la 4 ore la 24 de ore, dar gândiți-vă că sunt cazuri în care pacienții au erecție continuă peste 4 ore și intră în priapism. Este o urgență fantastică. Dacă în 4 ore nu cedează erecția, riscă să rămână cu impotență definitivă toată viața. Cu toate că riscurile sunt mari, românii apelează în continuare la piața neagră a medicamentelor pentru disfuncții erectile și pentru că subiectul este unul tabu. Educația sexuală, susține sexologul Cristian Delcea, este precară în România, iar astfel de probleme sunt mai degrabă ascunse sub preș decât discutate cu specialiștii. Aici am putea vorbi de o anumită jenă sau de o anumită teamă de a nu se expune cu disfuncție sexuală. Asta vorbind de un consumator care nu este educat în ce privește consumul tratamentelor de specialitate sau să facă un consult de specialitate. Cam atât pentru astăzi despre acest fenomen. Cu siguranță nu este nici prima, nici ultima dată când vom vorbi despre cum se achiziționează diferite produse periculoase sănătății sau chiar ilegale de pe internet. Dacă doriți să ne scrieți, o puteți face pe adresa de Facebook de mai jos. Pe curând!